Cred că nu e meci în care e cineva erou. Așa a fost să fie, să câștigăm la ultimul penalti, să apăr. Dar toți suntem eroi. Dacă ei, colegii, nu băteau bine ce ne-a bătut, degeaba apăram. Toți suntem eroi. Nu e nimeni erou principal. Da. Nu știu. Nu e un ritual, așa simt eu. Să mă închin. Eu am simțit că le apăram, că le voi apăra pe toate, dar n-a fost să fie, doar la ultima. Antrenament, așa vreau să se întâmple și astăzi, dar e important că am câștigat. A fost un joc destul de greu. Nu trebuia să se ajungă aici. Nu am tratat adversarul cu superioritate, dar cred eu că ar fi trebuit să fim un pic mai ambițioși așa, să nu ajungem în momentul ăsta, pentru că la penalti e loterie și putea să se întâmple orice și ar fi fost, nu știu, în anul acesta, ce înseamnă pentru Petrolul, toată lumea își dorește să luăm cupa, să ajungem cât mai sus, ar fi fost foarte, foarte, foarte rău să nici nu intrăm în grupe. Ne așteptam, era de așteptat, ei au acceptat să vină să joace la noi, era de așteptat să-și dea viață, e normal, așa sunt meciurile de cupă. 90% din meciurile de cupă, mai ales când joacă o echipă din prima ligă, cu liga a doua, liga a treia, mereu nu se vede cu adevărat diferența de nivel. Mereu sunt meciuri grele și noi am știut, ne-am pregătit, dar așa a fost să fie seara asta, din păcate. Noi așa ne dorim, de asta era important meciul de azi, ca să avem o șansă, dar nu mai pierdeam azi, se termina totul. Acum sunt 3 meciuri în grupe, vedem ce-o fi. Sunt 3 meciuri și trebuie să... Noi așa ne dorim. Na, cine nu-și dorește? Cine intră în grupe, toată lumea joacă să câștige, nu? Vă dați seama, nu e ușor. Niciun meci nu e ușor. Adică niciun meci nu pot să-l tratez ca fiind ușor. Am jucat cu Liga 2 și nu am tratat așa. Nu, e greu la fotbal să zici că e un meci ușor. Nu va fi un meci ușor deloc.